Bine v-am regăsit la un nou mirobolant episod de Minecraft. Astăzi jucăm un Skyblock special de Crăciun cu globuri din ăștia de pus în pom sau cu globuri pe care le scuturi și știți că arată zăpada aia super șmecher. Ei bine, avem aici globul principal. Noi o să plecăm din globul ăla din spate de tot și avem foarte multe globuri în care practic o să găsim iteme și cu ocazia asta Poate batem și dragonul, vedem. Însă, M-a atras foarte mult harta asta pentru că are tematică super interesantă și dacă observăm noi bine, sunt extraordinar de multe. Uuuu, ia bă, aia e cu nether, dar uite ce fain arată asta. Ăsta e globul moș Crăciun, let's go. Ăsta mi se pare că arată cel mai șmecher, sincer. Ia -l. Nu vreau să ne apropiem prea mult pentru a nu afla atât de multe informații, dar este foarte tare la început de serie să știm cu ce avem de-a face, să știm cam cum arată totul și stăm în modul ăsta dronă. Văd că pe aici mai sunt ceva globuri. Bun, mai multe o să mai descoperim noi pe parcursul seriei. Dacă vă place, o să facem seria asta probabil... O să o și terminăm până, până la sfârșitul Crăciunului sau până de anul nou. Așa că o să văd multă, multă susținere și să înceapă nebunia. Like-ul blană, subscribe-ul blană și primiți și o prăjiturică proaspăt scoasă din cuptor. Vă aștept și pe la like, pe Trovo, primul link din descriere. Toate cele bune, hai să începem. Sau cum mai zic youtuberii, toate cele rele și pa și pa. Bun, avem patru mere. Patru mere de Crăciun. De Crăciun, fi mai bun. Uite mă că și ninge, ce frumos. Deci noi începem în acest glob pe care l-am spart și am plecat în modul dronă și am vizitat noi insula. Și din câte putem observa, n-avem absolut nimic, suntem vai de capul nostru. Începem lejer cu un copăcioi, nu uitați, v-am zis like cu blană și sunt foarte curios să-mi scrieți în secțiunea de comentarii, dacă tot este o serie cu tematică de Crăciun, să-mi ziceți ce vreți să vă aducă mociu de Crăciun. Scrieți acolo telefoane, laptopuri, ce vreți voi acolo și-a. Poate vreți să vă aducă jocul cu viața la fermă, să vă jucați cu un ocvanu, ce vă doriți. Bun, avem lemnele, avem nevoie de una bucată crafting, îl facem de aici dacă tot, punem el craftingos aici și, bineînțeles, că ne va trebui nouă un topor ca să nu ne mai chinuim, dar toporul asta e cam jalei de lemn. Însă ne mulțumim cât de cât, hai să vedem, știi ce, dacă tot avem atât de mult dirt, probabil cu dirt-ul vom și merge de altfel. Uh, hai să facem și o lopățică, să încercăm să o luăm. Mă, dar alta e schema aici, fiți atenți. Nu avem noi apa asta de aici. Trebuie probabil să facem generator de cobel. Că ăsta e uh, da, mă, da, uite, mă, bă, 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 n cum. Sunt un geniu. Ok, aici avem nevoie de 3 cobel pentru un moment. Ne ducem rapidos. Eu uite, bulgări, marea bulgărială. Ai da like? Te bulgăresc. Am aruncat cu bulgări în voi. Bun, avem și sapling aici, pe care ar cam trebui să îl punem într-o zonă ok, pentru că nu strică ceva lemne. Hai să punem și aici. Bun. Acum, hai să gândim cât se poate de repede și de ingenios. Pam, pam. Ne facem, uh, și așa avem noi lemne suficiente. Ne facem sticuri, sticuri sticanes și bineînțeles că investim într-un exos de stone. Eu te și e și de zăpadă. Și acum, hai să luăm ironul. Avem o bucată. Și aici mai avem o bucată. Dacă gândesc eu bine, aici o să picăm. Hopa, nu picăm? Uuu, Uh, eu te moca. Lemn în moca în Ok, da, aici sigur picăm. Nu. What? Bă, cât e de jos atât de jos este. Deci până acolo am putea. Dar eu sunt puțin mai insane și o să dau foc. Ajutor! Mi-am mi mi dat foc singur. Au. Nu! Aolea, ce inteligent am fost. <laughs> am pierdut tot. Bă, voiam să sting repede, dar n-am mai apucat. <laughs> am vrut să dau tot, am vrut să dau foc la tot că e fanii. A, nu mai e atât de fani acum. Sincer fie vorba între noi. Și uite așa ni s-a dus și nouă generatorul de cobal. și ni s-a dus și iron-ul, da, nu mai am nici măcar lemne, așteptăm să crească copăcioii. Bun și acum că avem copăcioii, dar ăsta n-are loc să crească sau care treaba, hai să-l punem aici, o să ne deplasăm cu copaci, uai ce-mi place viața. Da, mă, da, am gândit-o bine acolo Pentru o mică glumiță Ni s-a dus totul Dar măcar e funny Cu ars tot, vedeți? Și nu știu de ce e funny Dar eu mă distrez Pentru mine e super amuzant Ok, din nou facem Probabil niște șticuri Măi, tot timpul se buguiește și mă disperă Deci facem lejeră De vară, încă un topor Și luăm lemnul Yay! Ce cresc cum aici? O cresc copac. Luăm uh, lemn frumos. Așa. Luăm și ultima bucată din copac, așteptăm să mai luăm seplinguri. Aici va trebui să facem noi uh, pickaxe, sincer, pentru că mă duc să încerc să mai fac roze niște cobble și să mai facem roze niște micunelte. Bun. Aici punem noi dirtul ca să putem înainta frumos și luăm cât mai mult cobal și ne rugăm din tot sufletul nostru să mai fie iron Page, aici. Că dacă nu mai suntem jale. Ne Mi trebuie mie să fac prostia asta. Acum întreb iron doar ca să fac rost de, cum îi zicem, măi, de, de o găliată. Ca să ne putem reface generatorul. ce îmi place viața. Ok, acum nu știu ce să fac, că nu prea am loc. Uuu, căul. Hai să o gândim puțin. Uite mă că noi nu e ceva cu care să conectez. Am găsit Iron aici, dar nu pot să conectez treaba asta. Cum punem noi sub? Ah, turbez, mi o trebuit mie. Toane, nu putem să facem ce vreau eu. Acum avem și noi echipii inventory să nu ne mai pierdem loot inutil pentru că nu-i fan deloc. Pe, pe seriile astea de skyblock n-are sens să-ți pierzi loot că o greșeală ai picat și te-ai dus. Bun, am reușit să pun, m-am aruncat în lavă și am pus pur și simplu... A, a, stai un pic aici, e riscant. Poate pică în void, da. Fii atent că pică în void. Uresc toată treaba asta. Dar punem cobălul aici și acum suntem siguri. Dar stai că nu pot să-l iau. Oh my god. Avem 6 cobal, hai să vedem să ne facem pickaxe și topor. Asta ar fi investiția inițială. Mi-a dat înapoi toată prostia mea că mi-o trebuie mie mă să mă prostez. Doamne câteodată nu mă înțeleg. Așa bun și avem înapoi toporul și pickaxe Acum am putea pune oricum foarte mulți copaci pentru că ei cresc repede. Și cu ocazia asta putem pleca cu lemne. Că nu putem sta 5.000 de ani la, la același skyblock de aici. Ok, mai punem și aici. Și zic eu că suntem bine. Acum trebuie să mai strângem cobălul pentru a face un furnal. Avem aici o bucată, a doua. Ăsta îl dăm jos. Punem dirt aici să ne putem extinde cu el. Bam, bam, bam. Și hai să mai luăm niște cobăl. Acum ne-ar trebui pentru furnal. Bă, dar nu mi-l mai dăm. Mă. Ai, ai, ai. 8, 8, bun, și cred că îmi trebuie 8 bucăți, nu? N-am luat 8-a bucată. Ha, well, no. Hai să luăm și căulul ăsta, let's go. Avem o bucată, cred că o să facem probabil torțe din el. Hmm. Bun, aici mai avem ironul ăsta pe care încă nu l-am luat. O singură bucată, tu îți dai seama că de insane -âi. Și puteam așa ușor să mă duc pe acolo, dar mi o trebuit mie să distrug tot. Ai, 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 ce mă enervează. Ok, dar și din lemne, măi. Din lemne, cred că dacă stăm să ne gândim, e chiar mai bine decât din generator. Așa că nu o să ne chinuim noi atât de mult. Avem și una bucată furnales în sfârșit. Punem aerul la făcut și o să stau să iau fiecare copac de aici. Perfect, am tăiat toți copacii și acum avem ceva și mai speci, chiar avem extrem de mulți puieți. Păi, a da, stai să mai facem și niște torțe că îi jale, nu, nu se vede absolut nimic pe aici. Altă treabă acum, bom, mai punem și pe aici o torță și se va topi zăpada, corect? Cred că da. Bun, acum avem foarte, foarte multe lemne. Aceste lemne le prelucrăm și le mai prelucrăm odată, bineînțeles. Și acum cu aceste șleburi putem să plecăm în următorul glob. Ok, este puțin mai greu începutul, dar după o să putem să explorăm destul de rapid. Acum că am eu foarte mult puieți, aș putea face schema asta, că sunt curios dacă funcționează. Hai să vedem. La modul să, să, punem așa, să crească unul direct gigantic. Nu știu dacă merge, dar ar fi mult, mult mai profitabil pentru mine. Că aș putea să-i tai mai ușor. Nu cred că merge. Cred că îmi trebuie bone meal. Dar, na, așteptăm, vedem dacă merge. Bun, acum putem deja să plecăm către cel mai apropiat glob, pentru că nu prea ne permitem să mergem mai departe. O, salut frate, ce zici? Șpa, Ok, putem merge în direcția aia, dar nu ne interesează. Hmm. În direcția asta ar fi cumva vreun glob, că curios. Da, ar fi unul. Hmm, dar cred că m-aș duce încolo că vreau să ajung la globul la mare și eventual după aia când o mai avea timp ne ducem și pe acolo. Și acum la job. Hai să mergem până la globul ăsta care chiar e 100% glob de pus în pom. Bun, hai să vedem cât de repede putem ajunge cu viteza luminii. Să știi că eu cred că ne ajung toate sleburile pe care le avem. Suntem, suntem boși. Suntem zei. Ok. Ziceam un abonat, nu o să crească mă niciodată. Ia uitați aici ce frumos a crescut. Numai că nu știu dacă o să... Ba da, da, ba da, da crezi toți, e bine. Și uite ce mutați o suferit. Ok, arată interesant. Uh, am picat puțin din greșeală în timp ce construiam. Este că nu mai pot să ajung acolo. Hop, hop. Și mai avem super, super puțin și ajungem la primul glob. Glob care arată super interesant că este așa iluminat. Mă, le diamante cumva acolo. What? Ok, dacă acolo sunt diamante va trebui să facem o mică excursie și mi se pare super interesant skyblock-ul ăsta așa de Crăciun. Îți dă un vibe super bun. Iar era să mă arunc. Ok, mai avem super, super puțin și facem aici legătura și putem intra. Bun, aici văd că avem și sticlă roșie și avem un beacon, frate. Avem foarte mult gold, nici măcar nu pot să iau ăsta. mi dă oare? Deci e beacon? ugh, eu uite ce Avem lupi. ugh, ce frumos și... Nici măcar nu trebuie să mă bat cu... -i. Nu, de ce am dat în ăștia? Mamă, în ăștia nu trebuia să dau. Ce paletă sunt. Mai bine mă las omorât și revin după. Suntem înapoi la glob. Mamă, sunt extrem de curios ce-o fi în globul ăla gigantic cu bradul acolo, dacă l-ați văzut. Bun, și acum De Doamne, să nu mai vină brutele Să nu poată ieși. Acum pot să mai, pot să mai iau eu pe aici Ăstea Ia Op. Ce avem aici? Squiduri? De deci, ce, ar, de deci ce aș avea nevoie de squiduri? Probabil o să facem o armură de gold Că e mai bună decât nimic mm, Intrăm aici, ne riscăm un pic Dar nu mai avem altceva ce să luăm A, oh, uite mă, era intrare frumoasă direct Stai e doar, doar uh, unul cu crossbow. Îi share. unde -i? Ma, Hai că da, mamă, cum e ăla? Mă frate, n-am cum să-l bat pe ăla niciodată în viața asta. Deși am o șansă dacă nu, dacă nu mă atinge deloc, știi? Mă să-l și găsesc, că -s -s și magma blocului pe aici. Îmi dau damage, mă disper, am slow. Ok. Mă, dar sincer... A, uite că sunt spawneri acolo, mă. Eu acum văd. Ia asta, lasă că le rezolv eu acum. Stai chill. Chelia cred că spawnele de silverfish sau mi s-o mie. Bun, și acum trebuie să vină ăla. Sau nu mai... E. Bă, de unde apare că nu -ți... Mamă, dacă mai dau un hit, sunt, sunt, trip. What? Ok, asta e super ciudat. Există chestia asta în Minecraft? S-o transformat din brut în piglin în fața mea. Ciudat. Nu știam că există chestia asta în Minecraft. Dar m-am aruncat în lavă. Yay! Acasă. Nu mor, fii atent că nu mor, ba da. Bun, aici mai avem foarte multe lemne, dacă mai avem nevoie. Dar, acum ar trebui să ne gândim în ce alt glob am mai vrea să mergem. Ar mai fi globul ăla, care nu știu ce ascunde. Am putea să mai facem un drum și către el. Hai să vedem. Să vedem cât de repede putem ajunge acolo. Pare destul de departe, sincer. Nici măcar nu știu dacă am suficient lemn. Dar măcar o să încerc. Hai să vedem. Era să mă arunc. Faza e că eu pot construi destul de repede, numai că mi-e frică că dacă apăs de prea multe ori shift, o să vă dați seama imediat ce se întâmplă. Oare la câte blocuri distanță îi? Că eu cred că dacă l-o pus în spate, îi e relativ destul de bunicel. Bom. Mamă, mai avem o grămadă până la el. Nu mi-ajung lemnele. Clar nu mi-ajung. Dar e bine că mai avem 7 milioane de copăcioi. Crăciun fericit. Mă duc la moșu. Acolo cred că moșul locuiește. Bun, am făcut o linie dreaptă. Și mai avem 7 miliarde de blocuri până acolo. Hai înapoi. La tăia de lemnie, lejer. Bun, s-ar putea să ne cam ajungă lemnele. Totuși le mai luăm peste pe care le-am spart. 40, boom, 200 curi jumătate și uh, cred că ar trebui să mai ținem totuși câteva, că va trebui să facem scări frumoase. Deci, uh, da, mai țin o 37 și punem șleburile aici, hai, l-a construit. Ziceți-mi de curiozitate ce credeți că se află acolo, eu nu-mi dau seama dacă le-ați blocuri de, mamă, mai e unul acolo, frate. Nu-mi dau seama dacă le sunt blocuri de nisip sau blocuri de, de zăpadă. Cred că totuși sunt de nisip. Da, mă, dați de nisip. Deci e un templu. Ce... Mamă, acolo e Endu. Și avem End City. What? Bun, suntem extrem, extrem de aproape. Ia uite cât am construit aici, bam, 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 bam. Și uite cum pică lava din globul ăla, destul de interesant. Arată, arată destul de interesant, trebuie să recunosc. Și acum mai avem super, super puțin să aflăm ce se află în globul cu nisip. Hop, hop, hop. Și sunt foarte curios într-un episod să mergem să vizităm și casa lui Moș Crăciun pentru că am văzut că este un glob cu casa lui Moș Crăciun. Am ajuns la globul deșert. Haide, urcăm direct că nu mai am răbdare și go, 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 am intrat. Edita mai templu aici, ok. O să distrugem spawnerul că nu vrem așa ceva. Aici avem una bucată cactus, nu știu de ce mi-ar trebui, poate pentru culoare verde, ok. Și zi rog că mai avem și în jos ceva, că nu pot să cred. Nu pot să dau crezare faptului că doar atât avem. Pe bune, fie milă de mine, jocule. Oh my god. Um, da, nu mai am nici lemne să-mi fac un crafting ceva, dar ok, o să mă duc efectiv în jos așa și dacă o să pic, ajung mai repede acasă. Nu pot să cred. Ha, mă, trebuie să mai fie ceva. Fie milă de mine, te rog. Oh my god, punem și noi o torță să vedem ceva. Nu cred că mai e absolut nimic. Nu ar mai avea unde să fie. Wow, ce țiapă originală! Dar măcar am aflat că mai sunt multe alte globuri interesante, precum globul Nether, care îi uite acolo. Nu, scuze, globul Nether e acolo, ăsta e globul End. Și avem aici și End City. Și avem până și turn din ăla de la, de la Dragon. De fapt, cred că avem chiar doi. Cum ar fi să fie dragonul în glob? Mă, nu cred că avem patru. Acolo iar alt glob. Nebunie. Nebunie frenezie. Deci, momentan, am reușit să vizităm două globe. Și poate o să mai vizităm data viitoare 3 sau 4, nu știu, vedem, în funcție și de cât de mult vă doriți, dar ceea ce este sigur, în episodul următor aș vrea să mergem la globul la mare de tot și aș mai vrea să vizităm și globul cu căsuța lui Moș Crăciun, care cred că e undeva în stânga. Deci probabil, nu, probabil sigur, cele două globuri, cele două gloabe vor fi vizitate în episodul următor. Asta dacă vreți să continuăm seria și dacă vă place toate cele bune, vă salut și eu, vă salută și iepurașii și ne vedem în episodul următor. Și pașpa! Și pa!